Sănătate, domnul părinte, am văzut că vi se aduc niște acuzații foarte grave de doamna primar de acolo din Poeni și de ceva consilier, cum că i-a scos din biserică. Și am zis că vă sun să vă cer și dumneavoastră un punct de vedere oficial. Noi am vorbit și la episcopie și au zis că o să iasă și ei cu un punct de vedere oficial referitor la, mă rog, ce acuze vi se aduc. Și na, bine ar fi dacă ne-ați comentat și dumneavoastră ce e acolo. Ce s-a întâmplat? Domnul Dale, s-a întâmplat așa o subminare a fructei la noi, la 20 de paște, slujba de decembrie. Și că se face un joc care e inițiat, până că eu l-am inițiat după 90. Și doamna primar nu întreabă unui programul de slujbe. No, la noi în comunitate, spre exemplu, este o cutumă, o înțelegere. Când are un om o nuntă, nu se bagă altul peste el. Înțelegeți? Mai mult la peste o slujbă bisericică. La noi se închid și virturile, când din Sfânta Liturghie, două ceasuri. No, dar nu am întrebat ea când face, că așa eu, pica bine, și odată un anunț pe Facebook. M-au pus într-o situație penibilă, că m-au pus exact în timpul vecerii. Am înțeles, da. Și zic, măi, am văzut treaba asta, dar nu-i potrivit să ții păstea asta. Zic, cred că o greșe primărița acolo, când o să scrie 14:30, 15:30, o scris 14:30, că doar nu subminează slujba. Am înțeles. Deci, bine, dacă era înțelegere în povestea asta, nu se ajungea aici. Dar acum cu alegerile astea s-au creat așa o degenerare din competiție în adversitate, cum se zice. Dar nici vorbă și ca dumneavoastră să o fi scos afară din biserică în timpul slujbei, pe dânsa și pe, nu știu, ceva consilier, am înțeles. Cel puțin așa se scria pe Facebook. Nu, no, dacă aveți răbdare două minute, îmi faci un timp și vă explic, ca să înțeleg. Da, vă rog, vă rog. Și odată al doilea anunț că nu discută ea că e hotărârea ei, ceva de genul ăsta și locul la, îl face la ora 14:30. Nu? În fine, și m-am dus și eu la joc acolo, că și eu dintre fondatorii ce ai evenimentului și am zis, nu-i potrivit așa, că ce, că nu, de ce mă bag eu pe mă, nu mă bag, dar nu-i bine să submine, de ce nu întreg lucrurile, că în comunitate și un eveniment personal nu îl subminez, adică vrei tu să-ți faci un eveniment, mai ții seama dacă l-o stabili cineva ceva. Nu poți, unul că vrea să îl îngroape pe acela acum și celălalt îl face și el o mormântare. Sau două nunți sau lucruri, nu? Mai ales o comunitate mică. Da, și da, da. Nu discută. Păi să vezi că nu-i problema aici de ambiții între doi oameni. Ci vorba de o chestiune care tu o să cazi sub o incidență canonică. Și zic, dacă persiști cu lucrurile astea, o să ajungi să nu mai poți merge la Sfânta Liturghie și la biserică. Că nu-mi interesează. M-a zis că ai grijă că fenomenele se complică. Și i-am explicat și fenomenul cu Grecia când i-au scos pe aia din comunitate după ce-au dat legea seii. Da, da, da. Adică, băi, nu poți să fii împotriva bisericii și să zici că mergi la liturghie. No, dar lumea nu pricepe lucrurile. Acum, sigur că e penibil și pentru mine și pentru comunitate, dar nu pot amesteca lucrurile. Adică sigur că este răbă, orice se întâmplă, popa trebuie să facă. Nu? Cu tare. Și ori la biserică și am spus, băi, am spus că trebuie să-și cer iertare pentru bulversarea rânduierilor bisericești, care nu de glumă. Am înțeles. Dar atunci zic, nu poți lua parte la slujbe în condițiile astea de antagonism și ambiții. Ori te pui în rânduială, nu, și ce dacă nu plec de la slujbă? Dar nu-mi cer de o iertare public și nu știu ce. Și
zic, eu stau la slujbă. Păi dacă nu plec, trebuie să plec eu, dar nu. Am înțeles acum cum stă ideea. Eu de-aia am zis că e cel mai ok să vă sun și pe dumneavoastră, pentru că așa mi se pare normal, că nu poți să asculți doar o singură parte, că na, știți cum, nu spun tot adevărul sau, mă rog, omit anumite părți din... Fiecare își vede treaba lui. Dar lucrurile sunt complicate în sensul că toți trebuie să știe că sunt și consecințe. Da, asta așa este. Na, păcat că s-a ajuns la chestii de genul ăsta și na, că până la urmă, într-adevăr, comunitatea acolo nu e chiar atât de mare. Și... Da, de o să fie bine până la urmă. Ce să spun? Va fi bine dacă își va cer iertare și se înțelege că era va pune presiune pe mine că popa trebuie să tacă. Popa trebuie să tacă când trebuie să tacă și trebuie să grea când trebuie să grească. Pentru că alții ce vor zice? Nimă popa nu zice nimic, că uite-te că ce facă ea. Da, știi? Da. Deci, cei care chinie s-ar distra, sunt bine o desprimărință, ceilalți care știu cu fost slujba, cu rânduială, zice, băi, vă lăsați să bată două bere în timp cu slujbi, și aia. Am înțeles. Auzi, dracu, umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Asta e. Da. Nu trebuie să ne alegem partea, cum se zice. Dar nu poți să faci compromisuri la situații de astea evidente, de sfidare sau numai de bulversare a Sfintelor Sfântului. Celelalte administrative, mă rog, le tratez cum le tratez, dar cele canonice și liturgice bine statornicite. No, la oraș e simplă poveste, că acolo n-ai, mă rog, lucruri așa, unul e cu barul, celălalt e cu biserica, celălalt e cu a lui. Într-o comunitate trebuie să o întâlnire rânduială. În postmodernitate, lumea vede sărbătoarea doar sub aspectul ei și spiritist. Am înțeles.